Informația momentului, un protest de amploare la șantierul naval din Mangalia. Angajații au oprit munca acolo, strigă nemulțumirile în fața complexului, în special revoltați de nivelul salariilor mult prea mici față de prețurile din această perioadă. Colega noastră Marina Cioacă ne spune ce se întâmplă acolo. Bună ziua, Marina! Știu că acum vreo 2-3 săptămâni oamenii aceștia au venit la geamul Ministrului Economiei să îi ceară să le rezolve probleme. N-au rezolvat nimic, iată, acum au oprit munca. Bine te-am găsit, Radu, bun găsit, doamnelor și domnilor. Chiar zilele trecute au organizat un alt protest acolo, pe șantierul naval din Mangalia. Este al doilea protest, cum spuneai și tu, după ce au venit și aici, în capitală, încercând să obțină aceste majorări salariale, pentru că oamenii îi cer angajatorului, care este o companie olandeză, să le crească salariile cu rata inflației, pentru că nu mai fac față acestor scumpiri. Ei bine, refuză angajatorul să le crească salariile, chiar i-a amenințat cu concedieri. Și de atunci și până în prezent vedem că oamenii continuă să protesteze, protestează și în aceste momente și spun că vor continua protestele și în zilele care urmează, cel puțin până nu vor primi asigurări de la angajator că le va crește practic salariile cu această rată a inflației, cel puțin cu 15%. Până atunci au oprit munca, nu mai lucrează și spun că nu o să mai intre pe șantierul naval să-și continue activitatea până nu primesc asigurări că le vor crește salariile.